Da, Sergea Muchin este față de noastră și întrebă de firește. Dacă aveți. Sergea, din un punct câștigat sau din două puncte pierdute, adică? După aspectul jocului, cred că e un rezultat echitabil. Am avut și noi două, trei ocazii și ei, pot să zic că, într-un final, ne mulțumește acest punct. Îi ținem la distanță față de noi, iar noi rămânem în lupta pentru locul 1. S-a valit în schimb lupta, crezi că distanța față de noi, crezi că mai poate fi ajunsă până în ea? Normal, am fost la, și la 4-5 puncte față de ei, sunt doar 3 puncte. Ce să spun atunci Steaua sau CFR-ul, ei sunt la o distanță mult mai mare. Până în iarnă, dacă poate fi ajuns. Da, sunt două meciuri. Cu siguranță, da, ne dorim să obținem maximum din jocurile care au rămas și vrâne mai gândim și la ei, dacă se încurcă sau nu. Ați simțit o tensiune suplimentară la meciul ăsta, față de alte meciuri? Oarecum, toată săptămâna s-a vorbit despre acest meci, tot felul de discuții și vrând nevrând am auzit și noi și s-a creat o atmosferă oarecum încordată, dar nu cred că acesta a fost motivul jocului nostru. Pur și simplu atât am putut și într-un final eu spun că e un punct câștigat. Mai e așa de special meciul ăsta cu Dinamo, cum era pe vreme? Eu nu. Adică n-am mai simțit așa o presiune sau ce știu eu. A fost un meci obișnuit, ca oricare altul. Sâmbătă aveți o motivație plus în câștigația în vedere echipa cu meciul. Da, jucăm într-o zi de sărbătoare pentru clubul nostru și asta trebuie să o demonstrăm noi pe teren, nu prin vorbe, ci prin fapte. Să dovedim că suntem alături de suporteri, de tot ce înseamnă spiritul ăsta al orașului, al Politehnicii și ne dorim să ne întoarcem cu cele 3 puncte. Să continuăm parcursul bun care l-am avut în acest tur de campionat. În schimb, până acum, cu echipele din Ardeal, cu excepția CFR Cluj, asta m-am probleme. Am avut, dar depinde, de la meci la meci. Astea sunt statistici. Nu contează că jucăm cu Ardealul sau cu, ce știu, Oltenie. Mai e ceva, da? Mai știu.